Continuăm părtășia de studiu biblic cu lecția a noua din tematica Evanghelizarea, intitulată O nouă adunare. E vorba de situațiile unde s-a predicat Evanghelia și în acea localitate sau zonă nu există adunare. În ce condiții și ce pași trebuie urmați pentru constituirea unei noi adunări? Viața noilor convertiți din aceste localități solicită în mod natural, atât din punct de vedere spiritual, cât și fizic, având în vedere distanța față de alte locuri de închinare, constituirea unei noi adunăți. Altfel, avem în vedere aici, în primul rând, în plan spiritual, un nou organism, pentru că, în prim plan, aceasta este adunare. Apoi vorbim despre o clădire, de altfel termenul curat original este adunare, nu biserică. Biserica a fost clădirea, dar cu vremea termenul a trecut, s-a transferat și chiar în vremea noastră întâlnim înlocuire, pare mai sfânt biserică decât adunare. Dar oricum ați luat terminologia, nu la asta ne oprim. Vreau să ne gândim la fenomenul în sine, la lucrarea pe care Dumnezeu poate să o facă și la care suntem și noi părtași cu ceea ce ne revine nouă. Știți, în Cartea Faptele Apostolilor am citit despre adunări în case, însă atunci când numărul credincioșilor crește, nu mai poate fi vorba de îndeplinirea tuturor nevoilor într-o casă de locuit. Au fost de-a lungul anilor, chiar în ultimele decenii, situații în care unii au încercat să se rezume cu ceea ce au încercat ei să definească adunare la nivelul familiei lor sau a câtorva prieteni, a câtorva familii. Însă, așa cum știm din Sfânta Carte, în biserică este nevoie de mai multe daruri, acestea nu pot fi cuprinse în două, trei familii. Apoi, din punct de vedere operativ, practic, apare problema căsătoriei copiilor. Cu cine se căsătorească? Deci, o biserică din mai multe familii, păstrarea legăturilor într-o biserică, are mai multe avantaje. E drept că există și riscuri. Atunci când, așa ca și în cazul evreilor, poporul s-a înmulțit și păcatul, dar, oricum, lucrarea Domnului merge înainte, chiar dacă în toată istoria s-au evit și abateri și ieșiri din sistemul rânduit și organizat de Domnul. Pe de altă parte, așa cum spuneam în lecția anterioară, este nevoie de părtășie, nu doar de educație. Că, de exemplu, acum s-ar putea face educație online. Oamenii să stea acasă, să li se transmită chiar și prin mijloace mai clasice, prin poștă, învățături, cursuri și fiecare să învețe, să dea răspuns ca la școală, să facă biserică fără frecvență. Nu se poate, pentru că noi avem nevoie nu doar de educație, avem nevoie de părtășie. Organismul presupune și comuniune, nu doar dezvoltare. Știți când este vorba de daruri, capitolele 12-14 din 1 Corinteni, arată cât de important e ca toate nu doar să fie, ci să funcționeze într-un mediu, într-o ambianță a unei părtășii frățești, pentru că e dulce să locuiască frații împreună. Au amintit doar întreagă câteva considerente care arată că este necesar ca cei credincioși să se organizeze în adunări, care în mod normal, practic, trebuie să fie în localitatea unde ei domiciliază. Vreau să privim în lecția aceasta mai întâi la felul în care se poate forma o nouă adunare, și apoi, în partea a doua lecției, la întreținerea noi adunări dintr-o localitate unde nu a fost până atunci. Pentru formarea unei noi adunări, deci pentru îndeplinirea condițiilor de bază în vederea înființării unei noi biserici, să o numim și așa, e nevoie mai întâi de un număr suficient de credincioși în proces de maturizare spirituală.
Și pentru aceasta vă citesc din Fapte, capitolul 11, unde după ce este scris că s-au răspândit cei din Ierusalim, s-au început să propovăduiască Evanghelia, aflăm de la versetul 20 că printre ei au venit și în Antiohia. Au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut, s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și, rețineți amănuntul de care spuneam, destul de mult noroc s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când i-a găsit, l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor s-a dat numele de creștini în Antiohia. Deci, e necesar să fie un anumit număr de credincioși aflați într-un proces de maturizare spirituală. Nu poți să constitui o adunare chiar dacă ai 500 de oameni, dar s-au botezat cu o săptămână în urmă și să lași lucrarea la gândul că sunt un număr suficient. Ei trebuie să fie într-o anumită etapă de creștere spirituală. De aceea spunea Apostolul Pavel, citim din Coloseni capitolul 1, că pentru apostoli, nu doar vestirea Evangheliei era prioritară, ci ucenicizarea, ca oamenii să se dezvolte și în diferite locuri unde ei misionau să se poată forma biserici. 1 cu 26 la 28 vorbește despre taina pe care ei o vesteau și apoi de la 28 citim, pe Domnul Hristos să-L propovăduim noi și sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Știți că apostolii stăteau luni sau chiar ani într-o anumită localitate până când puteau să constituie acolo o adunare. Să ne mai gândim de asemenea că multe adunări se formau pe fondul sinagogilor, unde oamenii deja aveau creștere în cuvânt, dar unde nu erau evrei, erau oameni luați cu totul dintr-o altă religie și educația pornea de la zero, cateheza și ucenicizarea trebuia să fie cu atât mai lungă pentru ca să poată să aibă o bază minimă de la care apoi să-și ducă existența în mod autonom, chiar dacă încă mai au nevoie, cel puțin în parte, să fie sprijiniți pe parcurs, așa cum vom vedea în lecția aceasta. Adaug în aceeași idee din 2 Timotei, capitolul 2, unde apostolul sfătuiește pe Timotei la rândul lui să știe cum să procedeze, când scrie, tu dar copilul meu întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Și urmează o serie de învățături pentru un evanghelist, ceea ce era slujba lui Timotei, ca să știe cum să se ocupe de noi convertiți, pentru ca în orice localitate unde ajungeau deja la un anumit număr să se poată constitui o nouă adunare. O a doua condiție necesară înființării unei noi adunări e existența unor slujitori spirituali, potrivit Noului Testament, prezbiteri locali. Asta citim în Fapte 14 și poate vă întrebați cum așa repede au putut să fie puși în slujbă. Reau ideea, nu erau toți dintre neamuri. Unii poate fuseseră prezbiteri, adică bătrâni de sinagogă. Ori pentru ei n-a mai trebuit mult, doar să înțeleagă Scripturile în vederea cunoașterii Domnului Hristos. Ei deja erau oameni care respectau legea, moral. Dar să citim Fapte 14 de la versetul 23. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Atunci putem să spunem că este înființată, când organismul, trupul este întreg.
Și după ce s-au rugat, au postit și au încredințat în mâna Domnului în care crezuser. Versetele următoare evidențiază finalitatea primei misiuni când s-au întors la biserică și au dat raport de întreaga lucrare pe care o făcuseră pe câmpul de misiune. O lucrare care trebuia să se finalizeze cu înființarea unei biserici care să aibă și o conducere, să fie o structură întreagă. Citim din Fapte 20 și să ne amintim că în Efes Pavel a stat 3 ani și i-a școlarizat bine. În situația aceasta putem vorbi și de prezbiteri numiți în versetul 28 și episcop, ceea ce înseamnă aceeași lucrare, aceeași slujbă. Când scrie, luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi lupropitori care nu vor cruța turma, se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să dragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați, iată care era rolul acestor conducători locali. Aduceți-vă aminte că timp de 3 ani zi și noapte n-am încetat să sfătuiesc cu lacrăm pe fiecare din voi. Iată cât de clar este în evidență ce vă spuneam până acum, că cei credincioși erau porniți nu doar să creadă, ci să fie într-un proces evident de maturizare. Iar cei care se evidențiau prin caritățile lor, mai presus de toate prin chemarea divină, erau puși în slujbă. Pentru că, așa cum rezultă din versetele de aici, trebuiau să vegheze. Ori de la distanță nu poți să veghezi, nu poți să păstorești turme de pe celălalt deal. Asta s-ar numi un fel de supraveghere generală, dar nu poate să fie o supraveghere completă. Asta presupune slujitor local. Asta citim și în Tit, capitolul 1, tot învățătura apostolului Pavel. Tit 1, de la versetul 5. Te-am lăsat în Cretă ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate. Deci învățătura este foarte clară. După cum ți-am poruncit. În continuare apar caracteristicile, calitățile necesare pentru ca să poată face față acelei lucrări. Iată așadar când ne rugăm sau când misionăm într-o parte sau alta ce trebuie să avem în vedere. Cuvântul să fie răspândit ca la noi, cum cerea apostolul să folosim cuvinte în rugăciunile noastre, dar de asemenea oamenii să crească spiritual și Dumnezeu să rânduiască, așa cum spunea Moise, peste ei oameni care se introducă și scoată afară, vorba patriarhului, ca să îi conducă și să îi călăuzească. Dacă există aceste două condiții fundamentale din punct de vedere a existenței membrilor și slujitorilor abilitați, se poate vorbi de constituirea unei noi adunări care trebuie să aibă în vedere, din punct de vedere a învățăturii, a statutului, să spunem, a mărturisirii de credință, doctrinele fundamentale, cateheza. Dar aici nu intru în detalii pentru că am vorbit în lecția anterioară. Adaug doar faptul că în predicarea apostolilor, și puteți urmări predicile lui Pavel și Petru din Fapte, chiar și a lui Ștefan, se distingeau două dimensiuni. Pe de o parte, povestirea faptelor privitoare la Iisus sau la istoria evreilor, ceea ce era în greacă kerygma, asta pe baza metodei catehetice evreiești. Nu v-ați gândit de ce în relatările lui predica lui Petru, sunt mai multe relatări în Fapte, a lui Ștefan, aproape că este același fir, același șir al evenimentelor. Pentru că la evrei era următoarea metodă. Învățătorul preda lecția expunând cursul evenimentelor și elevul trebuia să o repete de N ori, până de aceea a și fost ușor să se păstreze evenimentele din Evanghelie în derularea lor, pentru că le repetau frecvent.
De altfel, cum se și spune, repetiția este mama învățăturii. Cea de-a doua dimensiune o compuneau învățătura Domnului Iisus, didache. Se crede că șirul evenimentelor era predat în evanghelizare, în primul rând, iar învățătura în lecțiile de cateheză, cum de altfel facem și noi. La o seară de evanghelizare nu ne apucăm să intrăm într-o studiu de teologie sistematică și să-i obosim pe oameni cu niște noțiuni care nu sunt familiarizați în mod suficient. Le vestim despre moartea Domnului, despre înviere, despre lucrările sale, Domnul îi cercetează cu credință și după ce ei cred, atunci trebuie să aprofundeze aceste învățături. Cred că acest mod de a învăța este sănătos, e înțelept. În pedagogie, metodele s-au schimbat frecvent de-a lungul anilor, după cum s-a părut oamenilor că este mai bine, probabil și trebuiau să le înnoiască pentru a nu se rutina prea mult. Dar, dincolo de acest conținut de ordin pedagogic, noi credem în puterea Duhului Sfânt care cercetează oamenii. În a prezenta, așa cum spune Apostolul Pavel, nu cu înțelepciunea vorbirii, nu constând într-o artă a predicării, din oratorie, ci dintr-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru aceasta Evanghelia are nevoie întotdeauna să fie însoțită de rugăciune. Doamne, ajută! Dar, așa cum am amintit, asta nu înseamnă că nu folosim cele mai bune imagini pentru înțelegerea oamenilor. Despre Domnul Iisus este scris, doar un pasaj vă citesc, Matei 13, versetele 34-35, Iisus a spus noroadilor toate aceste lucruri în pilde, nu le vorbea deloc fără pildă. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Acesta e modul lui Dumnezeu de a prezenta adevărul Evangheliei. Referitor la constituirea unei adunări locale, și aici ne putem gândi și la noi, ca să fie mai aplicativă, că nu suntem toți implicați în constituirea de noi adunări. Trebuie să fie anumite rânduieli. Acesta e termenul folosit în traducerea noastră. Adică un regulament, o metodologie, reglementări specifice problemelor curente din viața adunării. Familie, de exemplu, cum să procedeze la logodnă, la nuntă și în toate evenimentele vieții până la mormântare. Cum să se deruleze slujbele, orarul întâlnirilor, a folosirii timpului. În vremea aceea, subiect în discuție era problema alimentației. Cum să se practice dărnicia, sistemul de ajutorare, norme de ordine interioară, chiar cum să stea oamenii în bănci, aici bărbați, dincoace femei, locul copiilor, activități specifice, toate acestea țin de rânduieli. Și vă voi citi din Biblie să vedeți că în Vechiul și Noul Testament foarte frecvent se vorbește de rânduieli. Și dacă avem de-a face cu o adunare și ne-am încadrat ca membri ei, trebuie să respectăm pe lângă legea lui Dumnezeu, care este imperativă, este supremă, și aceste rânduieli. De exemplu, în cartea Levitic, capitolul 26, capitolul 26, versetul 46, stă scris. După ce expune felul în care trebuiau să slujească preoții, e o notă concluzivă aici. Acestea sunt rânduielile, poruncile și legile pe care le-a statornicit Domnul între ei. Arderea de tot avea legea ei, rânduielile ei și celelalte de asemenea. Încă un verset din Vechiul Testament, a doua Cronici 29, asta, din nou, ca să aibă aplicabilitate în vremea noastră, aici se vorbește despre cântăreți. Vedeți, chiar acum au loc anumite mutații în sfera cântărilor. De exemplu, eu m-am exprimat deschis că sunt împotrivă ca să fie un grup de 4, 5, 6, așa cum se obișnuiește în față să conducă cântările, așa numitul grup de laudă și închinare. Și nu știu cine le-a dat ideea asta că bună nu-i să stea tot un băiat și o fată așa, că
ca și cum așa ar suna mai bine vocile. Eu cred că e suficient să fie unul care să dea tonul și să conducă cântarea, pentru că nu e nevoie să fie 4-5 cu microfoane și să se audă doar glasurile lor. Cântăm cu adunarea și e important să se audă glasul întregului popor. Deci, iată, ori îndoială, a cărei explicații cred că este sănătoasă, având în vedere și slujba care o aducem înaintea lui Dumnezeu. Spune aici, 2 Cronici 29, versetul 25, a pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, lăute și arfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului. Rânduială. Erau mii de cântăreți, dar nu erau sute de tobe. Așa numitele țimbale erau doar la dirijor pentru a ține măsura. Că vedeți acum, tobele s-au suit pe tron. Și domină întreaga scenă. O rânduială care nu cred că este bună. Are un colorit și provine de la stările vrăjitorești din Africa. O rânduială care sub nicio formă n-a fost instituită de sfinți. După întoarcerea din robia babiloniană, citim în cartea Nemia, capitolul 12, au fost angajați în aceste slujbe alți oameni. Știți, 70 de ani n-a fost templu. Din nou s-a pus problema unor rânduieli. Era o nouă adunare care a pornit de la un altar, apoi s-a ridicat templu și spune Scriptura aici, Nemia 12, de la versetul 44, în ziua aceea s-au rânduit oameni care se pervegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele din tiroade, zeciuieli. Și enumeră câteva necesități, slujiri, versetul 45, de exemplu, păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curăților, cântăreții, ușierii, își îndeplineau și ei slujbele după rânduiala lui David. S-a păstrat acea rânduială, fiindcă era sub călăuzirea lui Dumnezeu, era și după rânduiala prorocilor, scria în continuare versetul acolo. E foarte bine, oameni de ordine, totul să fie rânduială. Trecem în Noul Testament pentru a vedea aceleași adevăruri, întreacât ne oprim la Luca 1:6, acel frumos verset care evidențiază că și peste sute de ani adevărații credincioși respectau și le și rânduieli. Zaharia și Elisabeta amândoi erau neprihăniți înaintea lui Domnului și păzeau fără pată toate poruncile. Astea sunt imuabile. Dar încă ceva, toate rânduielile Domnului. Dar trecem direct la biserici. Vă citesc din 1 Corinteni 7 și vă rog să urmăriți. Învățătura apostolică avea în vedere și aceste chestiuni care poate spune cineva nu sunt mântuitoare, dar țin de buna organizare a trupului. Introduc aici o mică întâmplare. Un unchi de-al meu era frizer, bun meseriaș, profesionist, dar la un moment dat și-a fracturat degetul mic și nu mai putea să-l arcuiască, rămânea numai așa întins. Și zice, trebuie să mă las de profesia asta. Că toți oamenii îmi spun, dar tot cine tu dai cu degetul prin cap? Dar rest mâna era întreagă. Da, dar un deget mic nu mai funcționa la fel de bine ca până atunci și nu mai era competent să facă lucrarea aceea. Iată versetele cu pricina. 1 Corinteni 7:17, încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Rânduiel din punct de vedere social. Unii erau sclavi, alții oameni liberi. Sau se încadrau în alte categorii socioeconomice ale vremii. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Rânduială. Poate s-a ridicat atunci cineva să spună, dar unde scrie asta în Biblie? Li s-a părut nimerit? A fost ceva practic? Citesc din aceeași epistolă 11:34, referitor la cina Domnului.
Aici prezintă câteva noțiuni fundamentale. Care să fie atitudinea inimii? Cum să cerceteze fiecare? Dar, de exemplu, este acum ispita asta, sau cum să o numesc, s-a introdus în tot mai multe biserici să dea cina Domnului cu păhărele. Și probabil că dacă s-ar constitui o nouă adunare, la un moment dat s-ar ridica problema cum dăm cina Domnului, cu un pahar sau cu păhărel pentru fiecare. Rânduială. Că aici nu scrie în versetele astea, dar iată ce spune apostolul. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Cu asta nu vreau să spun că poate rămâne la latitudinea comitetului sau adunării generale a unei biserici. Aceste rânduieli derivă din principiile sfinte. În privința aceasta e de recomandat să avem mai degrabă principii decât reguli fixe. Într-o adunare chiar urmau să se rupă și până la urmă s-au dezbinat. Și unul din punctele în discuție era cina Domnului, cu un pahar sau cu mai multe. Și motivația celor care voiau cu mai multe păhărele era doar dacă cineva se infectează. Chipurile că acel pahar ajunge și pe buze la alții. Că acum sunt tare multe boli de piele. Și ce mi-a venit mie să întreb, pentru că știam ce știam, dar ăștia care vor cu mai multe păhărele merg la strand? Păi merg, acolo nu-i frică că iau boli de piele. Deci motivația asta era absurdă. Orică voiau să fie și ei ca alții, orică doar așa vreau să aibă un alibi. Cred că a servi cina Domnului cu un pahar la mai multe persoane are de-a face cu însăși simbolul de comuniune. E drept că acum civilizația noastră este mai igienică și ne-a permis să fim mai individualizați. Dar când este vorba de taine sfinte, astea nu se pot modifica în funcție de progresul științific și tehnologic. E ca și cum am spune că noi mai botezăm pe mai mulți în aceeași apă sau ar spune la un moment dat că nu-i mai voie să dăm mâna unul cu altul, nu cumva să transmită ceva boli. Sau să eliminăm acea îmbrățișare sau sărutare sfântă, cum o numește apostolul. Deci trebuie ca aceste rânduiri să aibă de-a face cu principiile sfinte, cu aceste adevăruri. Trec la un alt domeniu. 1 Corinteni 14 cu 40 vorbește despre daruri. Prorocie, predică, cântare. Vedeți, tot acum este ispita. Unul cântă, altul se roagă, ba mai nou unul bea cafea, altul, știu eu, ce mai face, poate fiecare cu laptopul lui, până la urmă. Sau cel puțin cu telefonul. Ai spune foarte clar, versetul 40, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Și a stabilit foarte clar. Nu poate face unul ce vrea în timp ce alții participă la o anumită activitate. Adică unul cântă, altul prorocește. Cred că aceste lucruri e bine să fie avute în vedere de la început și acolo unde sunt așezate să fie păstrate. Pentru a nu se produce o degringoladă și o stare de haos, pentru că asta are de-a face cu diavolul, cu lumea întunericului, nu cu lumina. Iată o rânduială în alt domeniu, 16 cu 1. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum a rânduit bisericilor Galatiei. Rânduială la colect. În ziua întâia săptămânii, fiecare de voi să pună deoparte acasă ce va putea, era o rânduială foarte clară. Pentru că ei căutau să lucre transparent și în privința aceasta. Mă adaug doar un verset, Coloseni 2 cu 5. Și tare m-aș bucura să se potrivească pentru Betel. Și nu numai. Pentru adunările care sunt deja formate. Căci măcar că sunt departe cu trupul, toți cu tuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos.
Am văzut adunări unde oamenii sunt obișnuiți să vorbească așa între ei, ba chiar cu voce tare. Acum, e drept că era vorba de altă etnie, dar am auzit pe cel ce conducea, asta în prezența mea, care a strigat odată tare de la amon, alo, liniște! Vă dați seama că acolo e lipsă de orice rânduială. Nu se poate face slujbă în asemenea condiții. Tot în ce privește constituirea unei adunări, cred că trebuie să avem în vedere, dacă tot am vorbit de rândul, nu cumva să se transforme într-un fel de unitate militară adunarea și să ne robotizăm, să se realizeze o părtășie în dragoste, bazată pe sfințire, pe adevăr, pe de o parte, dar și de pace și îngăduință pe de altă parte. Sunt cele două elemente care trebuie urmărite deopotrivă. Evrei 12 cu 14, urmăriți pacea și sfințire. Și toate astea trebuie să aibă în vedere nivelul de creștere al credincioșilor. Pe copii îi îngădui, nu? Un copil când se suie pe scaun, când se de jos, da, imaginează-ți pe un om de 40 de ani, când se ridică, apoi se așează, iar se ridică, spune, măi, ori ești bolnav, ori... Și... stare ai. Aici aș aminti ce e scris în Roman 14 și 15. Deci aceste îngăduințe le avem în vedere până oamenii se obișnuiesc cu rânduiala. Primiți bine pe cel slab în credință. Și enumeră câteva diferențe. Recomandă să nu se emite judecăți superficiale. De exemplu, într-o adunare, cineva îl judeca pe un frate că nu vine cu o haină, un costum. Și altul a zis, da, vorbim cu el, să-i spunem. Vine tot cu un plovăr așa, de o culoare țipătoare, e bărbat acum căsătorit. Și l-a zis, mă scuzați, dar eu nu am costum. Eu am fost așa un tip de tânăr mai... cu specificul meu, dar am să-mi cumpăr. Poftim. Și cineva l-a judecat fără să aibă cunoștință de această situație. Dar asta nu însemna că trebuia în continuare să vină tot cu un plovăr roșu, să meargă să predice așa. Dar omul învățat și cu vremea ajunge să înțeleagă. Spune apoi în capitolul 15, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi se placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii. Numai că uneori există gândirea asta că trebuie să-i acceptăm așa cum sunt. Îi acceptăm până cresc. Numai handicapații rămân în forme retardate. Deci în ceea ce nu știu, îi ajutăm și asta în dragoste, fără să fie bruscați. De exemplu, bărbații stau deoparte, spuneam femeile de alta. Evident că nu-i corect să-i spună un om de ordine la un cineva care vine pentru prima dată. Băi, tu nu vezi unde sunt bărbați și unde sunt femeile? Uite bine. Știți ce va vedea? Ușa. Dar dacă îi explici, sau poate într-o situație specială, îl îngădui odată. În mod normal ar trebui să vadă și el. Dar cred că ține de rânduială ca bărbații să fie la locul lor, femeile la locul lor, pentru că nu... e nevoie să-ți dovedești dragostea față de nevastă că stai lângă ea în adunare. Toate lucrurile își au vremea lor. Vorba înțeleptului, îmbrățișarea și are vremea, dar și departatul de îmbrățișare și are și acesta vremea. Dacă sunt întrunite aceste condiții, sunt oameni, sunt slujitori și au însușit principiile sfinte, s-au așezat rânduieli, și există o relație între ei care se poate să lege, putem vorbi de constituirea unei noi adunări. Adunare care trebuie să fie întreținută pe de o parte prin aportul slujitorilor locali sau prin activitatea locală și prin activitatea celor care au slujit pentru înființarea acestei adunări, în plan local. Și asta în parte ne poate sluji și nouă, chiar dacă suntem o adunare veche și mai mare. Organizarea activităților trebuie să aibă la bază cititul Bibliei, studierea Scripturii și rugăciunea, la care să se adauge darurile Duhului Sfânt în
lucrarea lor. Aceasta este important. Cântăm, cântăm, ne rugăm și apoi se predică Evanghelia. Cântarea însă ocupă un loc secund după rugăciune și cititul în Biblie. Dar are și ea de-a face în mod neapărat cu viața unei adunări. Aici citesc doar a 2 Timotei, capitolul 3, unde evidențiază valoarea Scripturilor în vederea mântuirii, pentru că la urma urmei și cântările trebuie să fie inspirate tot din Biblie. Acum încet, încet apar un gen de cântări care vorbesc despre dragoste, despre atingeri, dar evită din ce în ce mai mult să folosească numele Domnului și referiri sfinte. Apar fel și fel de alte acțiuni, cum ar fi pantonimele. Nu, Dumnezeu vrea ca să vină credința prin auzire, nu prin muțenie. Spune Scriptura aici, versetul 15, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, adică educația copiilor trebuie să fie foarte activă, pentru că ei pot deja să fie mântuiți de la vârste fragede. Spunea fratele Todoraș de la Izvin, zice, din cei 10 copii ce am avut, toți au primit Duhul Sfânt între 10 și 14 ani. Și asta spun și de la copiii mei, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Numai să nu fie doar stăruință, să fie și educație în cuvânt, ca să aibă baza și să rămână. Scriptura e de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Am vorbit de maturizare, de slujitori, aceste necesități fundamentale în adunare, numai Biblia poate să formeze oameni. În al doilea rând, la nivelul comunității locale, chiar dacă sunt mai puțini, e foarte important să funcționeze bine părtășia frățească, ce împlinește diversele nevoi spirituale, dar și de ordin uman, material. Hai să citim 2 Tesaloniceni, capitolul 2, 1 Tesaloniceni 2, scuzați. De la versetul 7, observați mediul de familie, aș spune. Se vorbește despre acea dragoste din tâi, bucuria mântuirii. O nouă adunare se compară întotdeauna cu o nouă familie. Ori dacă nu există dragoste, e foarte greu să se formeze. Iată mediul specific familiei, 1 Tesaloniceni 2 cu 7, din potrivă ne-am arătat blânz în mijlocul vostru ca o doică ce își crește cu drag copiii, astfel în dragostea noastră. Sau, versetul 11, știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Deci unde sunt copii trebuie să te porți așa ca și cu copiii. Eu am trăit ceea ce, să zic, predic în lecțiile astea, în sensul că ani în șir nu am avut biserică la noi în localitate. Mergeam două localități mai departe. Și abia târziu, atunci când a crescut numărul de credincioși și când au fost oameni care să fie ordinați, atunci s-a constituit adunare și în localitatea noastră. Și mi-amintesc de tata, fiind slujitor acolo, că îl întreba uneori mama, măi, dar iară trebuie să-i suferi și să-i rap și iară, auzi, spune, lasă, numai să nu se piardă. Și așa a grijit de mulți ca o doică. Iară îi mai scăpa câte unii din brațe, iară erau supărați. Era o influență de la martori acolo, se duceau și iară umbla după ei și până la urmă s-a constituit și acum aș putea spune că este totuși o adunare bunicică. Mulțumim Domnului care lucrează într-o parte sau alta, slăvit să-i fie numele. Știți exemplele date, pilde date de Domnul Iisus în Luca 15. S-a pierdut un bănuț, o oaie, un copil. A fost mare bucurie atunci când s-a recuperat. Să fie toți de aceea, părtășia trebuie să aibă în vedere să nu se piardă nimeni pe cât se poate. Citim întorcând pagina și din capitolul 3 de aici, din 1 Tesaloniceni,
de la versetul 3, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singur că la aceasta suntem rânduiți. Versetul 5, observați grija pentru cei rămași undeva. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și ostenirea noastră să fi fost degeaba. Când lași copiii acasă ca părinte, ești grijuliu, dai de grijă la cei mai mari. Vedeți? N-aprindeți focul, faceți asta, ceea ce pot să facă ei. Cam așa este o nouă adunare. Care niște copii, în diferite etape de creștere, și părinții spirituali de undeva în altă parte se tot gândesc la ei, dar încet, încet vor să-i formeze. Și asta, cum vă spuneam, trebuie să fie comparabilă cu starea unei familii. Aici aș dovedi cu ce spunea Domnul Hristos, citesc din Matei capitolul 12, știți când ai lui s-au dus să-l caute, ce le-a răspuns? Versetul 48. Cine este mama mea și cine sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și le-a zis, iată mama mea și frații mei. Știu situații în care în unele localități, familii primitoare, toți tinerii din adunare spuneau la câte o soră mama sau bunica. Pentru că se formaseră niște relații gen cele de familie. De altfel ne și numim frați și surori. În Domnul, evident, cu accentele specifice, relații frățești. Dar în ce privește dragostea, afecțiunea, ajutorările, toate trebuie să se desfășoare ca în familie. Nu degeaba spune în 1 Timotei 5, pe cele în vârstă să le privești ca pe niște mame, pe cele tineri să te raportezi la fete ca la niște surori de trup, dar gândind că sunt surori în credință. Cred că de aceea, datorită acestei stări de mai mult decât cordialitate și protocol, ceea ce are de a face cu societatea aceasta frântă, dezintegrată, la credincioși existau și acele urări de sănătate și săruturi sfinte, evident, care nu au nimic de a face cu ceva lașciv sau păcătos, cu accent imoral. În Filipeni aș evidenția această stare de Filipeni 2. De părtășie. Ceea ce înseamnă asta mai cu seamă la sate, unde sunt puțini și oamenii se cunosc, pentru a nu fi certuri, probleme, trebuie vegheați ca să nu fie nicio vorbă în dezacord. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mânghiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă. Și în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Binecuvântată e atmosfera într-o astfel de adunare, unde fiecare se uită la celălalt și îl vede mai bun, mai pocăit, mai capabil. Pentru că acolo este pace și binecuvântare. Doamne, ajută-ne și nouă! Și în ultimul rând, ce trebuie să facă slujitorii care au contribuit la fondarea acelei biserici? Care este aportul părinților spirituali de la distanță? Am putea compara și aici cu familia. După ce se căsătoresc copiii noștri, nu ne mai putem amesteca într-o totul în viața familiilor, dar ca părinții ajutăm toată viața. În primul rând, cercetarea sistematică a noii comunități, inclusiv ajutorarea prin mijloace de la distanță. Apostolul, unde nu putea să ajungă în vizită, trimitea epistole. Acum putem să dăm și telefoane, să luăm legătura cu ei prin mijloace moderne de comunicare, pentru a susține viața spirituală a celor credincioși. Ei au nevoi care trebuie să fie împlinite încă din exterior. În Fapte 8 scrie că atunci când cei din Samaria au primit Duhul Sfânt, a trebuit să meargă cineva din Ierusalim să se roage pentru ei, după ce au primit Evanghelia, s-a rugat ca să primească Duhul Sfânt. Apostolul își dorea să ajungă, scrie asta în epistolele lui, pentru a împlini ceea ce era nevoie acolo. Dar, ca să citesc ceva mai pe scurt, citim din a doua și a treia Ioan, ca să vedeți cum și acest apostol, ca și Pavel,
le dă sfaturi de la distanță. Și astea sunt necesare. Scrie în a doua Ioan, versetul 12, aș vrea să spun multe lucruri. Părinte spiritual tot timpul are de sfătuit, dar nu voi să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală. Cine dăjduie să vin la voi și să vorbesc gură către gură pentru ca bucuria noastră să fie de plină? A treia epistolă, adresată altor credincioși, altuia, cuprinde aceeași idee în versetul 13 și 14. Aș vrea să spun multe lucruri. Și cum am citit din 11 Corinteni, 1 epistolă, ce alte lucruri le vor rândui când voi veni. Dar el mai fusese acolo, da, dar apar lucruri noi. Eu mi-amintesc că într-una din bisericile din Apuseni apăruse o problemă și nu puteam să mă deplasez, deși nu erau decât câțiva zeci de kilometri. O singură epistolă am scris în viață. Le-am trimis o scrisoare de teamă, nu cumva să certe până ajung acolo. Și a slujit și aceea până am ajuns să ne întâlnim. Pentru că apar diferite probleme. Știți, zice în 1 Corinteni 7, cât cu privire la lucrurile pe care mi-a scris. Aveau întrebări referitor la problemele specifice vieții de familie. Asta prin intervențiile directe, de aproape sau de la distanță. O altă datorie de o viață a părinților spirituali este rugăciunea, ajutorul spiritual pentru slujitor și pentru lucrare pentru toți credincioși. Știți ce a spus Samuel înainte de a ieși la pensionare? 1 Samuel 12 cu 23, departe de mine gândul să păcătuiesc și să nu mă rog pentru voi. De altfel, l-am zărit aici pe fratele Liviu Mureșan și am zis că poate biserica în subcetate e o nouă adunare la care se potrivește lecția asta. Și dumnealui tot ne mai solicită să ne rugăm și să facem câte ceva pentru lucrarea aceasta. Și fără să mai citesc alte versete, vă spun că aproape toate epistolele apostolului Pavel fac referire la începutul lor, la rugăciunile apostolului pentru credincioșii care crezuseră prin propovăduirea lui. La credincioși și la slujitorii din adunările pe care le fondase. Nu-i destul, aș spune așa, să le dai autorizația în mână și să lase descurce singur și trebuie să-i ajuți în această idee toată viața. Apostolul scrie frecvent despre rugăciunile lui de zi și noapte pentru acei credincioși. El le spune uneori la cei ce merg în misiune, măcar câteva zile înainte și câteva zile după aceea, dacă nu trebuie să apară alte subiecte în rugăciune, rugați-vă pentru zonele unde v-ați dus în misiune. Frații care sunt responsabili de anumite zone de lucrare, bine ar fi să practice felul acesta de ajutorare a lucrării sfinte. Pentru că acele adunări mici sunt ca și niște fortărețe, să le numim, care au fost instituite de o armată care a cucerit un teritoriu, care în jur poate să aibă inamici, și cei de la bază trebuie să le trimită ajutor, armament și să-i cerceteze, să facă întărituri, pentru că altfel sunt situații în care au început biserici în anumite localități și flacăra s-a stins. N-a fost cine să sprijinească lucrarea, a pornit rău și lucrurile rău au mers. Închei amintindu-vă că predarea lucrării în mâinile noi conduceri, dacă putem vorbi așa, presupune o independență și o tranziție treptată, operativă. Pentru că altfel, dacă nu îi lăsăm pe ei să se dezvolte, nu se vor dezvolta. Dacă îi lăsăm, îi abandonăm fără să ajutăm la dezvoltarea lor, iarăși am făcut rău. Aici aș reveni la cuvintele apostolului din Fapte 20, spune el versetul 28. Luați seama, le dă grijă. Versetul 31, de aceea vegheați. Versetul 32, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său. Și totuși, mai târziu le scrie o epistolă. Adică după ce s-a asigurat că rămân pe mâini bune,
a avut grijă ca mai târziu din ceea ce el a putut, prin ajutorul colaboratorilor săi, să lucreze la continuarea mântuirii și a desăvârșirii celor din Efes. Supravegherea ulterioară are un rol de îndrumare. Suprastructurile cu episcop și cardinal care au apărut secole mai târziu s-au dovedit a fi nu tocmai bune. O îndrumare cu rol părintesc este absolut necesară, dar o dominare e tocmai ceea ce Domnul a condamnat când a spus ucenicilor: cel mare trebuie să slujească, nu să facă pe stăpânul, și doar să primească o contribuție, așa ca din partea unui vasal. Știți, când s-a iscat problema dacă să țină sau nu legea, s-a trimis o circulară, să o numim, și au îndemnat pe frați. Dar aș aici adăuga o altă referință, ca ultimă pentru lecția aceasta, din a treia Ioan. Apostolul s-a confruntat pe terenul de lucrare cu un om, Diotref, care și-a preluat prea repede toate atributele. Și problema era că nu m-a acceptat să fie îndrumat, nici nu m-a acceptat colaboratori, și acea adunare ce șanse avea de supraviețuire sau de dezvoltare? Și zice de la versetul 9, am scris ceva biserici, ceea ce e normal ca părinții spirituali să se îngrijească de noile puncte de lucru. Dar Diotref, care îi place să aibă întâietatea între ei, și asta e rău, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, când ne clevetește cu vorbele, nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voie să-i primească și dă afară din biserică. Un destin nefericit, pentru că cei pe care îi lăsaseră acolo în acea conducere de mică sau de nouă adunare, n-au fost demni de această lucrare. De aceea aici trebuie multă călăuzire să dea Domnul har și ajutor, pentru că cei ce s-au pocăit să se poată și mântui. Doamne ajută! Amin!